unul din 10 români suferă de diabet. Oameni de peste 30 de ani ajung să sufere de bolile celor de 60 de ani. Unul din 4 copii este supraponderal sau obez. Cazurile de cancer explodează și 80% din oameni mor de boli care ar putea fi prevenite. Toate aceste boli nu apar peste noapte. Trăim o perioadă care abundă în informații, dar cu toate astea ești bulversat și nu știi ce să alegi. Nu știi ce analize să faci, câte amănunțit și cine să ți le interpreteze din punct de vedere holistic. Simți că nu mai ai loc în viața ta? Ești obosit, stresat și mergi cu frică să-ți faci analize? Nu dormi bine și dimineața te trezești obosit? Te simți mai mereu stresat și nu știi să gestionezi asta? Și mănânci des, fără să te poți controla, mai ales dulce și făinoase, iar kilogramele se adună, fără să-ți mai placă ce vezi în oglindă. Ai în familia ta bolnav de diabet și hipertensiune, dar crezi că bolile acestea sunt departe de tine. Dacă te regăsești în ce am spus, te invit cu drag la Sănătatea pe ulița mea, evenimentul care îți poate modifica percepția despre sănătate, despre sănătate holistică și prevenție. Alege să faci cea mai bună investiție în sănătatea ta. 3 ore în care vei afla de la mine și de la Adrian Ienin, farmacist naturopat, despre obiceiuri și ce anume din ce facem noi zi de zi declanșează aceste boli, despre ultimele studii privind bolile actuale la nivel global, dar și la nivel local, și despre rolul sportului în viața noastră. Alături de noi va fi Mihaela Tatu, cea care va modera acest eveniment. De la mine vei afla studii de caz cu pacienți care au trecut prin modificarea stilului de viață și cum au ajuns la o stare de energie și vitalitate, indiferent de vârstă. Sunt Anca Ieni, farmacist naturopat și consultant în sănătate holistică.